Programul Litoralul pentru Toți a luat startul și se va desfășura până la sfârșitul lunii septembrie, a anunțat Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Tarifele în extrasezon sunt cu până la 70% mai mici față de cele din vârf de sezon. Conform comunicatului transmis de organizație, turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagră la tarife începând de la 38 de lei pe noapte de persoană. Prețuri ce sunt cu până la 70% mai mici față de cele din vârf de sezon. An, de an hoteluri de până la 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc se înscriu în acest program. Se estimează că peste 80 de unități hoteliere s-au înscris în program și au pus la dispoziție circa 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Cele mai multe hoteluri vor fi deschise până la mijlocul lunii septembrie, iar turiștii pot face deja rezervări de sejururi, se arată în comunicat. Scopul nostru este să oferim oportunitatea unui concediu accesibil pentru toți românii, indiferent de buget, într-o perioadă în care prețurile sunt foarte avantajoase, a transmis Federația Patronatelor din Turism. La fel ca în edițiile anterioare, pachetele turistice pot fi achitate și cu carduri de vacanță. Ajuns la 45-a ediție, Litoralul pentru Toți este singurul program social din țara noastră susținut integral de mediul de afaceri.